Conducerea primăriei Roman este pregătită pentru anul 2015 cu studii de fezabilitate pentru mai multe obiective, Casa Celibidache, faleza de pe râul Moldova, precum și modernizarea mai multor artere rutiere. Aici suntem în lucru cu un studiu de fezabilitate, acolo avem și proiectul tehnic gata. Sigur că avem, dar oricând poate apărea o posibilitate și din altă parte de a finanța. Guvern sau fonduri europene, așa cum spuneați. Așa încât noi stăm în stand-by, ba mai mult vom merge și cu un portofoliu de câteva blocuri, 15-20 de blocuri pentru a intra și în programul de finanțare cu fonduri europene pentru anvelopare termică. Deci suntem și aici pregătiți. Ne pregătim în continuare cu refacerea SF-ului la cele două bulevarde, Republicii și Bogdan Dragoș, astfel încât în momentul când se va deschide pe infrastructură, dacă se va deschide și Comisia Europeană ne va accepta astfel de proiecte la finanțare, să putem fi pregătiți și acolo. Vrem să pregătim și faleza pe Moldova, avem mai multe lucruri pe care le pregătim pentru finanțare și sperăm să putem obține fonduri astfel încât aceste lucruri să se realizeze, pentru că Romanul deja s-a învățat de la an la an cu un anumit trend de dezvoltare și vrem să păstrăm acest ritm și în perioada următoare. Primarul Laurențiu Leoreanu este optimist în ceea ce privește calitatea proiectelor europene depuse și are mari speranțe în ceea ce privește șansele de finanțare.